Pudescu rămâne fidel Astrei și îl bucură maxim pe Marius Jumudică. Antrenorul este încântat că timp de câteva luni îl va pregăti pe jucătorul său preferat. Patronul echipei, Ioan Niculae, este cel care l-a convins pe fotbalist să rămână astrist. I-a oferit același contract pe care îl dădea și rivala FCSB. Șumi poate vedea cu ochii lui cum Budi își pune semnătura pe noul angajament, amândoi fiind în Cipru. Astriștii mai au emoții și cu capitanul lor. Fundașul Cristi Săpunaru este dorit insistent în Turcia de Karabükspor. Echipa care se antrenează la Ploiești și joacă la Giurgiu a hotărât să rămână în cantonamentul de la Limassol până la 1 februarie. Antrenorul Marius Jumudică a luat această decizie ca echipa să continue pregătirile acolo, având în vedere că în țară nu pregăsește terenuri bune de antrenament. La doar două zile de la întoarcerea acasă, trupa lui Jumudică va disputa primul meci oficial din 2017 împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. Campioana României merge bine în turneul cipriot. Teixeira și coechipieri au câștigat un nou test împotriva celor de la Ural Ekaterinburg. S-au impus cu 4-2, golurile astriștilor fiind reușite de Niculae, Belu, Ioniță și Dandea. Acesta din urmă și-a cinstit colegii cu o bere pentru cei 29 de ani împliniți. Formația astristă a rămas și fără japonezul Takayuki Seto, însă doar pentru câteva zile. Samuraiul a fost învoit deoarece are unele probleme personale și a trebuit să plece din Cipru.